Bună ziua, dragilor! Cred că mulți dintre voi s-au întrebat de-a lungul timpului cum pot afla distanța dintre două orașe folosind o hartă. Haideți să aflăm! Eu vreau să aflu distanța dintre orașele București și Slobozia. Pentru a afla această distanță, mă voi folosi de scara hărții. În cazul acestei hărți, aceasta se află în partea dreapta jos. Observ aici că avem un segment unde ne este scris că el reprezintă 60 de kilometri în realitate, ceea ce înseamnă că segmentul acesta de pe hartă în realitate are 60 de kilometri. Măsor cât are acest segment cu ajutorul unei rigle. Segmentul are 3 cm, ceea ce înseamnă că 3 cm de pe această hartă reprezintă în realitate 60 de kilometri. Voi măsura acum și distanța dintre București și Slobozia. Sunt 5 cm pe hartă între București și Slobozia. Atunci, dacă 3 cm de pe hartă reprezintă 60 de km în realitate, 5 cm de pe hartă, câți kilometri reprezintă în realitate? Mă voi folosi de metoda reducerii la unitate. Și aflu că 1 cm de pe hartă reprezintă 60 împărțit la 3, 20 de kilometri în realitate. Atunci, 5 cm reprezintă 5 ori 20, adică 100 de kilometri. Aproximativ 100 de kilometri este distanța dintre București și Slobozia. Dacă în loc de o scară grafică am o scară numerică, cum este cazul acesteia, 1 la 2 milioane, asta înseamnă că fiecare centimetru de pe hartă reprezintă 2 milioane de centimetri în realitate. Pentru că eu vreau să aflu distanța în kilometri dintre București și Slobozia, voi transforma acești 2 milioane de centimetri în kilometri. 2 milioane de centimetri reprezintă 20.000 de metri, adică 20 de kilometri. Și atunci, știind că distanța de pe hartă între București și Slobozia este de 5 cm, înmulțesc 5 cu 20 și aflu distanța aproximativă dintre București și Slobozia, adică 5 ori 20, 100. 100 de kilometri. Pot determina distanța dintre cele două orașe și cu ajutorul programelor sau aplicațiilor digitale, spre exemplu cu Earth. Apăs rigla din partea superioară a ecranului. Apoi, cu ajutorul țintei, selectez punctul de plecare, în cazul nostru Bucureștiul. Apăs Adăugați un punct. Selectez punctul de sosire, în cazul nostru Slobozia. Apăs din nou Adăugați un punct și observ că mi-apare distanța dintre cele două orașe în partea inferioară a ecranului, în cazul nostru 100 de kilometri. Cu ajutorul aceleiași aplicații, puteți determina area și perimetrul unei suprafețe de teren. Cum faceți acest lucru? Din nou dați pe rigla din partea superioară a ecranului, selectați punctul de pornire, apoi adăugați puncte succesive astfel încât să înconjurați suprafața cărui perimetru și arie vreți să o determinați. În final, închideți ajungând în punctul de plecare și apăsând opțiunea Închideți forma. Spre exemplu, eu aici am determinat perimetrul și aria suprafeței de teren ocupată de școala mea. Acum vă propun rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Folosind o hartă sau un atlas, măsurați distanța dintre localitatea unde se află școala în care învățați și un alt oraș la alegere. Folosind un dispozitiv digital conectat la internet, determinați perimetrul și suprafața ocupată de școala voastră. Nu uitați să adăugați rezolvarea sarcinii de lucru în secțiunea de comentarii a acestui video. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de geografie. Până atunci vă doresc multă sănătate și succes!